Sunt toate, dragi prieteni, și bun venit la un alt clip aniversar cu împlinirea a 2 ani de când am făcut canalul de YouTube Tools and Travel Addict. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor și să apreciez, pentru că fără voi nu ar fi fost posibil ca să ajungem la 1800 de prieteni pe canal, undeva la vreo 550.000, o jumătate de milion de vizualizări, 250 de videoclipuri cu unelte, scule și utilaje în acțiune, dar și călătorii și printre ele și altele. Încerc să fac lucruri cât mai bune, clipuri de calitate. A fost o perioadă în care m-am ocupat. Am 5 canale de YouTube și m-am ocupat destul de mult și de celelalte. Și am vrut să le pornesc pe drumul cel bun, în care să ajungă la monetizare, adică să cumva să contribuie, să zic așa, la susținerea canalelor, pentru că știți, de fiecare dată noi facem lucrurile din pasiune, dar îi bine când îți mulțumește cineva, când ai o satisfacție, când nu doar petreci, să zic așa, ore întregi la editări și la din asta, ai o satisfacție când cineva se uită, cineva apreciază, dă un like, se abonează, îți spune, vezi că acolo e bine, acolo nu e bine. Din ce în ce creștem calitatea, să zic așa. Nu doar la clipuri de 4K, cu rezoluție de 4K, dar și la alte lucruri care să vă interesează. M-am gândit, de când am mai făcut ultimul videoclip aniversar, cel cu un an, a crescut canalul foarte frumos. Bine, altele cresc mai tare decât acesta, altele cresc mai încet, dar ideea din spatele ei e că oricât ar fi vrut, să zic așa, să ne țină în casă sau dezbinați sau să nu avem prieteni, pandemia și războiul acesta acum, totuși YouTube ne oferă ceva frumos. Adică chiar dacă stăm în casă, chiar dacă suntem mai retrași în urma acestor 2 ani de pandemie, totuși am descoperit alte valori și alte... au ajuns prietenii cumva care, din locuri în care nu-i cunoșteam, prieteni din America, din Germania, am prieteni din țară, foarte mulți din țară, vorbitori de română, de prin Italia, din Spania, din o grămadă de locuri în care nu m-am gândit să-i cunosc. Și n-am crezut că voi interacționa cu oameni din capătul lumii, din Australia, din alte părți, din, spuneam, din Canada, de peste tot în lume. Oameni care apreciază și spun, uite, am și eu scula asta, cum o ai tu, cum faci ca să schimbi treaba asta, sau uite, mie mă încălzește motofierăstrăul acesta, tu cum ai rezolvat, sau uite, ascute mai bine, sau fă ceva, sau diferite lucruri, sau am fost și eu pe unde ai fost tu, uite, mi-a plăcut. Și când feedback-ul e pozitiv, adică până la urmă nu e greu ca să fiu un pic mai bun și să apreciez o muncă bună. Nu neapărat munca mea, dar când mă uit și eu pe videoclipurile voastre, pentru că mulți aveți canale, când mă uit și eu în alte locuri și văd că îmi oferă ceva calitate, îmi oferă ceva informații, îmi oferă un comentariu în care pot să scutesc timp și efort ca să mai duc la reprezentanță sau ceva, sau ieși din garanție și diferite lucruri în care pot să fie utile. Sau m-am dus undeva, uite, mi-a plăcut la hotelul acela, sau uite, am fost în partea asta, sau diferite scule. Atunci
ne ajută foarte mult, ne ajutăm unul pe altul, îți scutește din bani, îți... Să nu mai spun că pe YouTube sunt o grămadă de tutoriale, sunt, nu spuneam că am 5 canale, sunt cu tutoriale de care, unde învață alții de la mine despre diferite lucruri. De cele mai multe ori învăț eu și ne-a oferit posibilitatea ca să ne împrietenim, ca să nu mai fim oameni închiși, să zic așa, să putem să interacționăm unii cu alții și lucrul acesta e extraordinar. Dacă mai ținea Dumnezeu lumea și ne vom auzi la un al treilea clip, aș vrea să vă doresc sănătate tuturor și chiar dacă lucrurile se scumpesc din ce în ce mai mult și este o instabilitate, să zic așa, și nu știm unde va fi viitorul nostru, pentru că nimeni nu poate să zică dacă în următoarele 5 minute mai trăiește sau moare, sau nu știm ce se va întâmpla, dar pe baza ceea ce a fost, știm că oamenii au nevoie de interacțiune, au nevoie de prietenie, au nevoie de a comunica între ei și lucrul acesta l-a lăsat Dumnezeu și pentru noi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați abonat, vizionați clipurile care le fac. Eu vizionez pe arele voastre. Am, să zic, o grămadă de lucruri în minte care să le public pe canal și sunt clipuri care le-am filmat deja. Și totodată mă gândesc să nu fac tot ceea ce se face. Dacă pot să vin cu lucruri noi, cu scule noi, cu prezentări noi, cu diferite videoclipuri care să vă ajute mai mult. Și aceasta m-aș bucura ca să anul în care suntem acum până la următorul an, ca să... Dacă acum, să zic, suntem 1800 înspre 2000 de prieteni la anul, eu știu să fim 5.000, 10.000, 20.000, pentru că YouTube-ul nu e ceva în care să fie neapărat într-un timpar. Poți să izbucnești, să zic așa, la foarte mult într-o zi, două, într-o lună, nu? Ca și cum creștea făt frumos, într-o zi cât alții într-un an sau într-un an cât alții în 10. Deci, cum era America, țara tuturor posibilităților, așa e cumva și YouTube un lucru care nu poate să fie încadrat așa sau înregimentat în ceva ca să fie previzibil. Deci poți să nu ai succes și poți să ai succes sau poți dintr-un canal de succes poți să devină unul fără succes. Cam aceasta am vrut să spun la aniversarea de 2 ani. Vă doresc și vouă sănătate, vă doresc mult bine. Doresc ca prietenii care îi am să fie sănătoși, vă doresc mult bine, succes în continuare și vouă. Și din cei care suntem acum în viață, până la anul ce ne vom reauzi din nou cu un videoclip de genul acesta, să rămânem în viață toți, Dumnezeu să apere țara noastră, să vă apere pe voi, să vă protejeze și vă doresc toate cele bune.